Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Dă șansa fiecărei zile să fie cea mai frumoasă din viața ta, spunea Mark Twain. Și deoarece șanse pot apărea în fiecare zi, încearcă să le realizezi pe toate, fie chiar și într-o zi de duminică, la muncă sau acasă, în sânul familiei și a altor oameni dragi, alături de care asculti Scutul Patriei. Prezentatorul Denis Rotaru și regizoarea Aurica Mirca vă spun bună ziua! Lasă-mă să cred, e doar un joc și nu e nimeni la mijloc. Te mai privim la fel ca în prima zi. Ieri ți-am spus să nu mă sun, știi, erau decât minciuni. Nori se vor duce orice-ar fi. Baza de instruire militară Bulboaca va fi renovată. Ministrul Apărării Vitale Marinuța, împreună cu directorul programului Inițiativei Globale pentru Operațiuni de Menținere a Păcii, GPOI, Michael Smith, și ambasadorul SUA în Republica Moldova, excelența sa, William Moser, au efectuat o vizită oficială la baza de instruire militară Bulboaca. În cadrul evenimentului, oficialii au vizitat câteva locuri de instruire, s-au familiarizat cu infrastructura bazei militare și au discutat despre modernizarea infrastructurii poligonului, iar pregătirea militară moldoveni pentru participare în operațiunile de menținere a păcii a constituit subiectul principal al agendei.
Ministrul Apărării a vorbit despre performanțele militarilor armate naționale în operațiunile de menținere a păcii de peste hotare și a mulțumit guvernului SUA pentru banii oferiți în cadrul GIPOI. Republica Moldova a primit deja un grant de 1,6 milioane dolari care vor fi utilizați pentru dezvoltarea infrastructurii de instruire a armatei naționale, ceea ce va spori eficiența participării țării noastre în operațiuni internaționale de menținere a păcii. Încă o dată vreau să menționez anume infrastructura de antrenament pentru operațiunile de menținere a păcii. Programul dat vine să îndeplinească angajamentul conducerii Republicii Moldova, potrivit căruia Moldova trebuie să devină un furnizor de securitate, nu doar consumator. La moment acest program tinde de a lua amploare în contextul dezvoltării capabilităților armatei naționale. Implementarea proiectului GIPOI în Republica Moldova reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor de colaborare pe care o avem cu Statele Unite ale Americii. Programele de cooperare au înregistrat progrese remarcabile în domeniul reformei sectorului de apărare, instruirii militare și, nu în ultimul rând, al dezvoltării capabilităților armatei naționale, privind participarea militarilor noștri în operațiunile de stabilizare și menținere a păcii sub egida Națiunilor Unite. Sunt bucuros să menționez faptul că relațiile de cooperare militară bilaterală dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, de la momentul inițierii acestora, anual se dezvoltă constructiv cu o continuitate de prietenie între țările noastre. Din partea mea personală, cât și din partea conducerii Republicii Moldova, din partea efectivului Armatei Naționale, aș dori să mulțumesc Guvernului Statelor Unite ale Americii, militarilor Statelor Unite ale Americii pentru susținerea care ni se acordă zi de zi și pentru programul numit GIPOI sau programul de asistență în dezvoltarea capabilităților noastre de instruire în domeniul operațiunilor de menținere a păcii. În acest sens, urez succes tuturor care urmează să implementeze și să valorifice acest grant de 1,6 milioane dolari, în așa mod ca el să fie în beneficiul nu numai Armatei Naționale, dar a întregii țări, Republica Moldova și concomitent în dezvoltarea relațiilor noastre între Republica Moldova și Statele Unite. Directorul GIPOI, Michael Smith, a afirmat că infrastructura armatei este esențială în pregătirea profesională a efectivului de pacificatori moldoveni pentru participarea în operațiunile de menținere a păcii sub mandat internațional. I'm delighted to be here in Moldova to look at how we will help enhance the peace support operations capabilities of the Moldovan National Army. Sunt încântat să fiu aici în Moldova ca să identificăm cum putem spori capacitățile operațiunilor de menținere a păcii ale Armatei Naționale. În calitatea mea de director al GIPOI, conlucrez cu mai mulți parteneri internaționali pentru a spori capacitatea globală de a interveni pentru necesitățile de menținere a păcii în lume. În ultimii 10 ani, cerințele de menținere a păcii au crescut, iar operațiunile au devenit mai complexe. Este în interesul tuturor de a îmbunătăți eficiența și eficacitatea acestor eforturi. În ultimii ani, SUA a elevat eforturile internaționale pentru a întruni cererea din ce în ce mai mare personalului și echipamentului mai performant, pentru a întări eforturile comune de a stabiliza cele mai fierbinți zone de pe pământ. Și aici intervine GIPOI, inițiativă lansată după summitul G8 din 2004 pentru susținerea planului de acțiuni G8 de extindere a capacității globale și de a îndeplini operațiuni de menținere a păcii. GIPOI la moment oferă instruire și alte tipuri de suport pentru dezvoltarea capacităților de menținere a păcii pentru 67 de țări și organizații regionale din întreaga lume. Așteptăm cu plăcere conlucrarea cu Republica Moldova de a îmbunătăți infrastructura și resursele de instruire pentru inițiativa GIPOI. Le mulțumesc omologilor noștri moldoveni pentru bunăvoința de a contribui la provocarea globală de menținerea păcii în lume. La rândul său, ambasadorul SUA la Chișinău, William Moser, a subliniat că proiectul GIPOI este doar unul dintre lanțul de investiții acordate Republicii Moldova în domeniul militar. The last fall, when President Timofti and I announced in his offices the Moldova's the receipt of the $1.6 million
grant from the American people in order to fund the GPOI initiative in Moldova, it was one of the happiest days of my professional career. Atunci când am aflat despre cele 1,6 milioane de dolari care au fost aprobați pentru Republica Moldova, acea zi a devenit cea mai fericită din cariera mea. Motivul este că noi credem cu sfințenie în întărirea capacității Republicii Moldova de operabilitate în operațiuni de menținere a păcii. Societatea civilă de la voi, inclusiv mass media, se întreabă de ce oare SUA dorește să facă acest lucru. Și am auzit foarte multe teorii conspiraționiste, precum că Statele Unite ar avea careva interese geopolitice, iar Republica Moldova se încadrează în această strategie americană. Cea mai interesantă dintre aceste idei a fost că după ce s-a anunțat donarea banilor, SUA are intenția de a construi pe teritoriul Republicii Moldova a unei baze militare NATO. Vreau să asigur atât pe ministrul apărării, cât și întreaga societate civilă din Moldova că NATO nu va veni aici. Principalul motiv pentru care noi dorim să acordăm această asistență este de a susține Republica Moldova în procesul de perfecționare a operațiunilor de menținere a păcii, care nu sunt importante doar pentru Statele Unite ale Americii, ci pentru întreaga comunitate internațională. Astfel, o singură țară nu poate duce pe umere săi toată greutatea care este necesară pentru a desfășura operațiuni de menținere a păcii în lume. Este în interesul Statelor Unite să ajute Republica Moldova să-și întărească capacitățile de menținere a păcii pentru ca, la momentul potrivit, ea să poată interveni acolo unde va fi nevoie. Sunt recunoscător Republicii Moldova pentru participarea în Irak în zonele post-conflict. Batalionul 22 de menținere a păcii a demonstrat și el lumii întregi capacitățile sale în operațiuni de menținere a păcii. Acest lucru a fost demonstrat prin acea înaltă certificare a capabilităților operaționale oferite de NATO. De aceea vrem să ajutăm Republica Moldova ca să obțină suportul necesar, astfel încât pregătirea pentru operațiuni de menținere a păcii să devină mai eficientă. Through the funding from the United States so that it can continue to build up its peacekeeping capabilities so it can contribute in the international sphere. În anul 2012, Republica Moldova a fost acceptată ca partener în cadrul inițiativei operațiunii globale pentru pace. Prin intermediul acesteia a primit un grant de 1,6 milioane dolari. Banii sunt destinați dezvoltării infrastructurii de antrenament a Armatei Naționale, ceea ce va spori posibilitatea participării Republicii Moldova în operațiunile internaționale. Cântă
misiuni de menținere a păcii și securității în lume stilizate în fotografii. Centrul de Cultură și Istorie Militară a fost gazda unei expoziții fotografice organizată cu ocazia Săptămânii NATO în Republica Moldova. Mai mulți oficiali prezenți la eveniment au vorbit despre importanța contribuției statelor la menținerea păcii pe arena internațională, dar și cooperării între state în cadrul misiunilor pacificatoare. Ina Ganța a participat și ea la eveniment. Momente din activitatea batalionului mixt ucraineno-polonez în timpul misiunii de pacificare NATO KFOR din Kosovo au fost imortalizate în fotografiile militarilor din Ucraina și Polonia. Aceste secvențe fotografice au constituit elementele expoziției Eforturi comune, menținerea păcii și securității în lume, organizată de Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova. Despre experiența de pacificare ucraineno-poloneză au vorbit reprezentanții acestor două state. Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Sergei Piroșcov, a apreciat organizarea expoziției, întrucât ea poate servi drept un exemplu pentru statele care își doresc o participare în misiuni de asemenea gen. Vreau să salut inițiativa Centrului de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova de a lansa o asemenea expoziție. Consider că aceasta va servi un bun exemplu pentru o cooperare între unitățile militare a diferitor state care vor să participe la misiunile de pacificare. Actualmente, spre regret, pericolele izbucnirii și apariției noilor zone de conflict în întreaga lume sunt în creștere. De aceea, intervenția trupelor pacificatoare este importantă pentru a păstra ordinea și pacea. La rândul său, directorul Centrului de Informare și Documentare privind Alianța Nord-Atlantică, Nicolae Vascaoțean, a subliniat că expoziția mai are rolul de a relata oamenilor despre atmosfera din aceste zone, dar mai ales despre obiectivele primordiale ale militarilor pacificatori. Aceste 15 fotografii se referă la activitățile comune a batalionului polonez-ucrainean. Am considerat că ar fi util ca cetățenii din Republica Moldova să vadă care este atmosfera în cadrul misiunii de menținere a păcii, să vadă care sunt obiectivele misiunii și în ce postură sunt militari acolo. Așa cum de multe ori misiunile de menținere a păcii sunt confundate cu operațiuni militare. Militarii aflați într-o misiune de menținere a păcii sunt acolo pentru a descuraja agresiunea și nu pentru a o promova sau propaga. Colonelul în rezervă Igor Gorgan a spus că participarea militarilor moldoveni în misiunile de pacificare trebuie să devină o practică, deoarece experiența obținută în urma acestor activități poate fi implementată în sistemul militar moldovenesc. În 2003 am participat în cadrul forțelor de securitate, se numește SFOR, în Bosnia și Herțegovina, în cadrul brigăzii multinaționale Nord, în calitate de ofițer de legătură între statul major și toate unitățile militare din regiuni, unitățile internaționale. Pe parcursul de 3 ani am participat din partea Republicii Moldova în această misiune 8 ofițeri. Mi-a plăcut că eu am învățat foarte mult. Și cât mai mulți ofițeri, cât mai mulți militari ați participat în această misiune, fie benefic pentru Armata Națională și pentru Republica Moldova. De ce? Că militarii Armatei Naționale sunt ambasadorii care promovează imaginea Republicii Moldova și într același timp este schimb de experiențe care se pot de folosit și care trebuie de implementat în activitatea Armatei Naționale. Expoziția a fost inaugurată în cadrul Săptămânii NATO în Republica Moldova, aceasta din urmă fiind un proiect care a cuprins mai multe activități, ce a avut drept scop o mai bună informare și înțelegere a obiectivelor NATO în lume, dar și ale parteneriatului cu Republica Moldova. Un alt curs în Armata Națională la final. De această dată este vorba de cursul de instruire privind tehnologia dezmembrării și distrugerii munițiilor cu termen expirat din dotarea Armatei Naționale. Cursul face parte dintr-un proiect implementat în comun cu Comitetul Internațional al Crucii Roșii. La ceremonia de acordare a diplomilor, desfășurată la Academia Militară Alexandru cel Bun, a participat și colonelul Andrei Șarban, locțuitor șef Marele Stat Major al Armatei Naționale pentru asigurarea resurselor. Tot suportul care ne acordă partenerie este foarte benefic pentru noi și toți noi, inclusiv dumneavoastră, specialiștii, trebuie să beneficiați de aceste cursuri și trebuie să luați cele mai bune practici de la colegii noștri de psihotare. Noi, Comandamentul Superior, Marele Stat Major, Comandamentul Academiei Militare, ne străduim să organizăm cursurile acestea specializate pentru specialiști pe diferite niveluri și special pentru specialiști în domeniul managementul munițiilor, dar dumneavoastră trebuie să beneficiați și trebuie să vă stăruiți ca să prindeți tot materialul amplu
Eu vă doresc dumneavoastră, în primul rând, sănătate și să lucrați într-așa mod ca studiul primit de la colegii noștri pescători, ca să le implementați și de la toate activitățile ce legat de muniță, să vă întorceți sănătoși, dar asta este bazat pe cunoștințele care dumneavoastră le-ați primit. Colonelul Șarban a ținut să mulțumească partenerilor străini pentru acest proiect. Mulțumesc Comitetului Internațional Cruci Roșie pentru suportul acestui curs și mulțumesc pe domnul Colin King, care a fost profesor pe durata aceasta. Este un specialist foarte bun în domeniu. La rândul său, expertul consultant în domeniul munițiilor în cadrul Crucii Roșii, Colin King, a afirmat că cursul a fost unul scurt, dar s-a muncit intensiv. Mă bucur că militarii moldoveni au demonstrat ambiție și devotament față de procesul de instruire, lucru pentru care îi felicit. Comandantul director al Academiei Militare, colonelul Mihail Bucliș, a apreciat desfășurarea unui astfel de curs, menționând că are un impact pozitiv asupra siguranței populației civile și a personalului militar. Activitatea care a fost desfășurată de către Marele Stat Major în incinta Academiei Militare este foarte importantă pentru noi, pentru că, practic, în ultimul timp, toate cursurile care sunt desfășurate, pe baza Academiei și, încă o dată, acesta este obiectivul cel care ne l-am propus, ca Academia Militară să devină centrul instruirii în Armata Națională și sunt foarte bucuros că militarii care s-au aflat la cursul de perfecționare în armament și muniții au desfășurat ședințele și au reușit să finalizeze acest curs. De aceea țin din partea Comandamentul Academiei să vă mulțumesc pentru sârguința care ați depus-o și să vă doresc succes în continuare. Sper că proiectul dumneavoastră va fi foarte benefic în general pentru dezvoltarea Armatei Naționale. La cursul de instruire respectiv au participat 12 militari Armate Naționale care urmează a fi implicați nemijlocit în procesul de dezmembrare a munițiilor și ulterior distrugerea acestora. Proiectul se derulează în conformitate cu memorandumul de înțelegere semnat la 24 aprilie 2013 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii privind distrugerea stocurilor de muniții cu terminul de păstrare expirat din dotarea Armate Naționale și urmează a fi implementat până la finele lunii septembrie 2013. În cadrul proiectului se planifică distrugerea a circa 50 de tone de muniție periculoasă cu termen expirat. Rămânem la Academia Militară, deoarece săptămâna curentă a fost vizitată de către atașatul militar al Franței în Republica Moldova, colonelul Jean-Marc Lavalie. Și nu a venit cu mâna goală, ci cu un set de echipament tehnic. Conducerea instituției de învățământ în frunte cu colonelul Mihail Bucliș a organizat chiar o ceremonie de donație echipamentului tehnic, ce cuprinde 3 televizoare LCD de dimensiuni mari și 3 calculatoare performante. Excelență, am o deosebită plăcere să vă am aici invitat în Academia Militară Forțelor Armate. Este o instituție care pregătește viitorii ofițeri, apărători ai țării și ceea ce ați reușit să faceți dumneavoastră într-un timp foarte scurt arată capacitățile dumneavoastră, arată noi valențe de cooperare bilaterală între Republica Franceză și Republica Moldova, având în vedere toate aspirațiile noastre ca popor de integrare Uniunea Europeană și ca Armata Națională a Republicii Moldova să se transforme din consumator de securitate în furnizor de securitate și eu apreciez foarte mult lucrurile care le faceți dumneavoastră. La rândul său, colonelul Jean-Marc Lavalie a subliniat că Franța susține eforturile Ministerului Apărării și ale Academiei Militare Alexandru cel Bun de a moderniza sistemul național de învățământ superior militar, iar acest set de echipament va fi de mare folos studenților și cadrelor didactice pentru studierea mai aprofundată a limbii franceze. Va trebui să completăm asta cu câteva metode de franceză, să vorbim în anul următor, să completăm și să contribuim și noi la învățământ de limba franceză. Moldova aparține lumea francofonie și sunteți foarte activă în lumea asta și chiar vă mulțumesc pentru ce faceți. Și vă continua cursurile făcut cu ajutorul Alianța Française în domeniul francez. Deci vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult.
primirea și o colaborare cu dumneavoastră cu puțin. Și văd că ajungă dumneavoastră reviste de specialitate a forțelor terestre aeriene și așa mai departe și mă bucur că și să vedem că sunt folosit. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai. Vreau să spun la toți că dumneavoastră sunteți unicul atașat militar care regulat îmi trimiteți în Academie publicațiile și revistele armatei franceze și noi împreună cu cadrele didactice și studenții de studiem am anunțit și le folosim nu numai la predarea limbii franceze, dar și în contextul noilor discipline care avem și leadership-ul și tehnica și armamentul, pentru că sunt foarte multe lucruri bine și operațiuni militare și cu tot ceea ce răsuflă armata franceză acum la moment. Franța este o putere, Franța are un rol deosebit în Europa și în lume și eu țin să vă mulțumesc dumneavoastră pentru acel suport și acea asistență care ne-o acordați acum la moment, ca într-adevăr învățământul nostru militar să fie la standardele europene. Iar noi încredințăm că aceste mijloace tehnice de predare vor fi folosite conform destinației la studierea limbii franceze și studenții noștri ca să poată să aibă așa cunoștință în limba franceză cum dumneavoastră aveți în română. Extraordinar! Dans la vie et dans mes rêves, parmi les
forțele de menținere a păcii, garant al stabilității în zona de securitate. Astăzi continuăm să vă informăm despre zona de securitate. Revenim la Cocieri, unde discutăm cu maiorul Gheorghe Stegărescu, comandantul batalionului 1 al forțelor de menținere a păcii. Accentul de completare a unităților forțelor de menținere a păcii se pune pe baza de militar prin contract. În batalionul 1 forțelor de menținere a păcii activează 60 militari prin contract. Recent încorporați avem 10. Tinerii care vor să ajungă în TNT, unde pot să se adreseze? Tinerii de la civil care au îndeplinit serviciu militar în termen se adresează la centrele militare raionale, după care sunt îndreptați la Comisia Medico-Militară pentru fi încorporați în Armata Națională. Este suficient doar să ai serviciu militar în termen sau trebuie să urmezi careva cursuri speciale? După încorporare, sunt îndreptați în Brigada 1, infanterie motorizată, la centru de instruire, după care sunt implicați în cursul de pacificator. După absolvirea cursului de pacificator și susținerea examenului, sunt îndreptați în unitățile forțelor de menținere a păcii a zonei securitate Republicii Moldova. Cel mai des solicită unitatea din Cocier? Militarii băștinași din localitățile raionului de Băsar solicită ca să fie îndreptați pentru îndeplinirea serviciului militar în batalionul 1 forțelor de menținere a păcii. Localități ca Molovata Nouă, Cocier, Corjova, Criuleni și alte localități din raioanele apropiate. Și credeți că este bine că vin tinerii care sunt din zonă? Credeți că e bine sau un avantaj sau un dezavantaj? Da, eu consider că este destul de bine și au și un avantaj, deoarece primul avantaj este că dumnealor pot să locuiască la domiciliu, să nu stai la stare de cazarmă și alt avantaj consider că și salariul și alte facilități față de unitățile militare de bază. Îi cunosc și istoria conflictului mai bine, probabil. Majoritatea din militarii care băștinași au trecut prin consecințele războiului din 92. Și poate nu țin minte așa de bine că erau mici, dar majoritatea cunosc. Dar cei pe contract care ați spus băștinași din apropiere, ei rămân aici până mult timp sau la fel sunt supuși sistemului de rotație, da? Primul contract care este încheiat de către militarii băștinași în zona de securitate este pe 12 luni. La solicitarea militarului de a continua serviciul mai departe în unitățile forțelor de menținere a păcii, deci să aprobă și continuă. Următorul contract la fel pe un an de zile? Următorul contract, da. Pentru militari, ofițeri, un an 12 luni, pentru suboficeri jumătate de an, pentru sergenți 4 luni. Însă, recent vorbisem despre facilitățile băștinașilor, militarilor care băștinași, că lor li se oferă să încheie un contract de 12 luni, nu de 4, dar de 12. Asta tot este un plus pentru ei. Chiar și sergenții, da? Chiar și sergenții și soldații prin contract. Cum primesc localnicii populația băștinașă? Da, populația. Cum primește unitatea militară din Cocieri? Populația din localitatea Cocieri se atârnă destul de binevoitor față de militari. Conflicte nu avem, din potrivă, când lucrăm cu administrația publică locală la diferite activități, festivități. De exemplu, ce activități ați organizat în comun recent? 2 martie, comemorarea eroilor căzuți pentru integritatea și independența Republicii Moldova în războiul din 92 de Tinistru. Diferite concerte organizate de către ansamblu Cucereanca localității date. Permiteți ca aceste ansambluri să viziteze unitatea? Da, desigur. Când avem ziua ușilor deschise în batalion, sunt invitați persoanele din administrația publică locală, ansamblurile date, copiii de la școli și alte persoane. Cum își petrec militare timpul liber? Mă refer la zile de weekend. Deci la zile de weekend, în baza planului zile de odihnă, militarii sunt implicați la activități educative ca mese rotunde, jocuri distractive, șah,
Deci activități sportive, volei, basket, mini-fotbal, vizionarea filmelor artistice și citirea cărților, scrierea scrisorilor, etc. Militare cunosc despre emisiunea TV și Radio Armate Naționale? Desigur că da. Ei așteaptă cu nerăbdare ziua de duminică ca să vadă și secvențele de pe postul de televiziune la datorie și audierea emisiunii radiofonice Scutul Patriei. Revista Oastea Moldovei noi o primim lunar, după care sunt distribuite în subunități, în camerele de odihnă, militarii fac cunoștință, le citesc, se informează despre activitățile care sunt desfășurate în Armata Națională. Ca să ajungi să îndeplinești serviciul în zona de securitate, nu trebuie doar să-ți dorești. Capitanul Cojușnean, comandant de pluton în unitatea de la Cocieri, este de părerea că un militar din forțele de menținere a păcii trebuie să fie disciplinat, responsabil și să poată aplana diferite situații de risc. Inga Mihailova i-a adresat mai multe întrebări. Cum este serviciul militar în zona de securitate? Serviciul militar în zona de securitate practic este același serviciu militar ca în unitate de bază, doar sunt unele misiuni specifice a zonei de securitate, adică menținerea ordinii nu a permis destabilizarea păcii în zona de securitate. Ați venit de două ori deja în zona de securitate. Prima mea practică în serviciu militar în forțele de menținere a păcii a fost în anul 2008, adică în compania din Varnița ca comandant de pluton. Prima dată că tânăr locotenent, am să-ți fost serviciu militar în Forța de Menținere a Păcii. De ce ați ales tânăr locotenent să mergeți în zona de securitate? Așa a fost situația. Trebuia de schimbat contingentul, că se face o rotație oricare la o anumită perioadă și mi-a venit rândul, am plecat și eu. Cum să se înarmată, ordine nu se discută, dar se execută. Așa, Cocieri și Varnița, o diferență mare? Sunt aceleași misiuni, primim aceleași indicații de la comandamentul superior a Forța de Menținere a Păcii. Nu există diferență. Acum o să stați jumate de an. Am încheiat contractul pe un an de zile și sper să închei contractul până la sfârșit. Ce vă ocupați aici? În zona de securitate aici ne ocupăm cu toate planurile aprobate, adică pregătirea de luptă, în primul rând, executarea serviciilor la posturile mixte de menținere a păcii, serviciul de gardă, serviciul de zi și activitățile cotidiene a batalionului. Până merge în zona de securitate, unde ați activat? În 2007 am absolvit academie și am fost în batalionul 22 de menținere a păcii, de unde am fost în Varnița, apoi în 2010 am transferat în Academie Militară și, respectiv, în Academie Militară am fost transferat în zona de securitate. Ați urmat și un curs înainte de detașare? Da, a fost un curs în Centrul de Menținere a Păcii Academiei Militare, care a durat 2 săptămâni. Respectiv, am făcut cunoștință cu toate nuanțele serviciului în Forța de Menținere a Păcii și care la urmă a fost premiat acum cu diploma de absolvire a acestui curs. Serviciul militar în batalionul 22 de menținere a păcii a fost util pentru dumneavoastră pentru executarea serviciului în zona de securitate? Desigur, pentru că batalionul 22 de menținere a păcii este specific acest serviciu și am învățat multe, respectiv toate întrebările referitor la menținerea păcii s-a studiat acolo la ședințe, la poligon, diferite aplicații cu posturi. Cum vedeți cariera dumneavoastră militară în continuare? Sper după plecarea din Forța de Menținere a Păcii, plec în Academie, acolo sper să fiu promovat în funcție mai departe, cum am companie sau în Centrul de Menținere a Păcii și mai departe. Până aici a mers ostașul. Mă refer la emisiunea noastră, iar noi, Aurica Mirca și Denis Rotaru, ne luăm rămas bun până duminica viitoare. Aveți grijă de voi și nu uitați de buletinul de știri de la ora 10. Pe curând! Calde și moi. La 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 la. Povesteam cum poate fi o viață împărțită la doi. De 1000 de ori, dacă mi-ai aduce flori, nu te-aș iubi mai mult sau mai puțin. Fiindcă dragostea mea se măsoară în altceva, e un sentiment divin. Am să-ți spun un secret, că iubire la pachet se vede și nici nu se mai ia. Doar din două priviri și unul cea
de așa răsare dulce dragostea. Ți-amintești sărutul sub flori de tăi? Oh, la, la, la. Și mereu îmi scăldai în zime ochii mei. Oh, da. Mă simțeam copilă din nou. Se vede și nici nu se mai ia, doar din două priviri și-o ce-am de amintiri. Uite așa răsare dulce dragostea.